Superliga vă este oferită de Superbet. Titlul este o țintă asumată deschis de ambele echipe. Sunt puncte între ele, 7, dar în 8 etape distanțele se pot topi cu lejeritate. Etapa 3-a din play-off se deschide imediat cu farul Universitatea Craiova. Dani Bec este golgheterul farului, 11 goluri marcate, drept 3 dintre ele din 11 metri și farul are, iată, prima minge, primul atac. Moment favorabil ratat de Mihai Popescu, era în formă bună, era din ce în ce mai sigur în apărare. Iată acum pe Crețu, o centrare deviată, minge așezată de Colic și dă gol formidabil. Bosniacul înscrie după ce reușește să oprească pe piept acel balon și un volet din întoarcere, din apropiere, pe care Mihai Ioani nu îl poate para. 1-0 după doar 8 minute și 30 de secunde. Craiova în avantaj. Al doilea gol consecutiv reușit de Colic după ce a egalat etapa trecută cu CFR Cluj. Bună preluare, întoarcerea perfectă, șutul bine plasat. Fundaș moale, Boli lângă el. Oprește bine, își face mingea bine. Eu aș zice că meritul este 90% al lui Colic, pentru că face totul perfect. Priviți cum preia în stânga sa, pentru că îl simte pe Bolic în dreapta lui, în spate, pe Boli. Boli încearcă să ajungă, un pic mai are acolo, cred că un deget să-l blocheze pe Colic. Bayram arată bine centrarea, lovitura de cap, din nou Colic. Iată-l câștigând duelul aerian cu Larie. Da, cred că îi șterge creștetul. Acum Boli, diagonală, foarte bună, minge trimisă în fața porții, încă o dată. Șutul lui Nedelcu se duce rău. Între ei, acolo jucători, iată diagonala foarte bună a lui Boli, minge în fața porții, a doua este mai bună. Acum este el. Kiki. Are loc și are timp și centrează perfect. Oh, ce gol, Munteanu, Luis Munteanu, superb. Gol lucrat de puștii lui Hagi. Mazilu a centrat, foarte bună centrare. Și finalizarea, cu ce finețe reușește să devieze în poartă Luis Munteanu. Minutul 17, deja e 1-1. De remarcat și abilitatea lui Mazilu în a se demarca. Iată, îl primește, e în poziție regulamentară. Centrare, vine în viteză acolo Luis Munteanu, ciupește mingea exact cât trebuie și cum trebuie și egalează. Anticipam că va fi un meci frumos, un meci atractiv. Începutul e cât se poate de promițător. Și n-ai putea spune că n-a venit omul cu el. A venit cu el, a venit, da. Capul. A pus capul acolo. Nu e joc periculos. Suntem aproape de jumătatea primei reprize. Nedelcu! Nedelcu, da. Nedelcu a fost. Bine lovită mingea. Nu se învârte în aer. Unul marcat împotriva celor de la FCU Craiova. Celălalt împotriva FCSB. Și iată-l acum pe Ali Bec. Și ratare colosală. Mazilu. Iată, Ali Bec reușind să paseze, pune acolo din nou piciorul foarte bine în dong. Ar trebui să fie penalt. Fii atent, piciorul lui în dong. Da, și mingea este în joc. După cât au de poartă. Penalt. Se duce să vadă și o să dea penalt. Cel mai probabil. Nu știu ce la vestiare.
Vrei să știi că nici aici nu se vede? L-a dat. Penalti. Oh, apără Popescu. Apără Popescu, senzațional. La fix ne-am întors pentru a revedea. Are piciorul corect, stă bine, foarte bine stă Popescu. Ali Beg, poziție corectă, Ali Beg! Încă o dată, Popescu! Respectate, nu cred că este offside. Că Boli mai atent de data asta, vine bine la recuperare Crețu. Crețu continuă și așează mingea pe șut. Crețu! Frumoasă fază! Minge recuperată, deposedat acolo, dacă mă șel, Arteni. Avansează câțiva pași și șutează violent sub bară. Bun pe fază defensivă. Construcția e cu o viteză în jos. Crețu, ce bine îl vede pe Câmpanu. Câmpanu continuă frumos, intră în careu. Câmpanu a combinat cu Colici. Gol! Superb! Perfectă fază, superbă fază a Craiovei. Câmpanu intra după de 3 minute. Intra de 3 minute, înscrie. Să ne aducem aminte, etapa trecută Colici a marcat la 4 minute de la intrare. Și Craiova din nou în avantaj. Am crezut la un moment dat că a greșit Colici, că n-a șutat el la poartă. Colici este acolo liber, între fundași, pasează la Câmpanu. Este o poziție grea pentru Câmpanu, mai grea decât a avut-o Colici. Șutul se duce însă în plasa laterală. Cred că este ușor deviat și de Boli. Urcă Larie, îl prinde pe contrapie, pasa n-a fost bună. A prins pe contrapie pe Mazilu, Ali Beg, pasă bună, Grameni, șutul lui Grameni, gol! Perfect trage puștul ăsta când prinde mingea la marginea careului de 16. O cadrează exact cum trebuie. Ce jucător este, ce mijlocaș bun. Cu prezență peste tot, prezență în atac, prezență în apărare și veniri la finalizare. Ce meciuri fac cele două echipe, a fost 4-3 în turul turneului regular, 2-1 în retur, acum este 2-2 și mai vedem goluri, cred. Da, și al șaselea gol reușit de Grameni. Interesant este că a marcat doar acasă, doar aici la Ovidiu. Cam din aceeași poziție a marcat cu Șepși. Adică a fost atunci un șut la semi-înălțime. O așează exact cum trebuie. Poate reușea să ajungă înaintea lui Vladoiu. Dar Ali Beg e cam urmărit de ghinioane, nu este offside. Ali Beg driblează, Ali Beg alături! Oh, oh! Ali Beg alături, extraordinar. Nu intră și pace, ai ratat penalti, ai ratat aici cu poarta goală, e drept din unghi. Nu este offside, nu clar e. Nu este offside. Silva îl scotea din offside pe Ali Beg. Era să fie autogol. E destul de mare, mă. Unghiul e destul de mare, adică de acolo. Atenție, Sali! Penalti. 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 Sigur. Foarte bună, foarte bună combinație. Pasa decisivă vine de la Libec. Sali își valorifică acolo demarajul. Jucător cu o cadență foarte bună. Libec. Penalti, clar. Penalti făcut de Vlădoiu. Clar, clarisim, niciun fel de îndoială. Și iată, în acest moment, Farul poate pleca cu 3 puncte dacă Larie transformă. Și Larie șutează și înscrie impecabil, imparabil. Popescu de data asta nu mai poate face nimic. Larie este sufocat de îmbrățișări.
Farul are 3-2. Popescu ar fi putut face la fel de multe ca în prima repriză dacă ar fi sărit la fel. Dacă ar fi ales colțul din stânga lui, așa cum a făcut-o la penaltiul lui Alibek. A plecat puțin cam de vreme de data asta Popescu. Iată, Larie este cu ochii țintă pe golkeeperul advers. Superliga vă este oferită de Superbet.